Au zis că Simina, fosta soția lui WhatsApp, este îndrăgostită. Ia să vedem de cine, cum și în ce fel. Bună, Simina! Simina! Bună! Hei! Simi! Hello! Bă, ce înseamnă să fii îndrăgostită, mă? Uite, mă, ce înseamnă! Bună! Ne auzim? Bună, îmi tremură picioarele că m-am machiat singurică și uite, cred că l-am greșit rău de tot. Și urcam pe colega ta din emisie să mă lase un pic să-mi schimb rujul, dar eu fi bine, o fi rău, îmi cer scuze, asta e. Stai liniștită, stai liniștită. Ia spune-ne, cum e, povestește-ne, cum s-a întâmplat totul? Păi cum să se întâmple, cum se întâmplă la noi toți, neprevăzutul s-a întâmplat, pur și simplu. Așa, ce ne poți spune despre iubitul tău? Zi-ne așa, dă-ne câteva indicii. Păi n-am zis că vorbim despre dragoste la nivel de profunzime. Păi de profunzime vrem și noi să aflăm. Of, păi momentan nu am foarte multe detalii pentru că am zis așa că o să facem momentul ăsta să fie special când o să fim pregătiți cu adevărat. Așa. Vreau să vă spun că este frumos așa cum este la toată lumea când e la început și cred că încă merităm un pic de intimitate până cumva devine toată treaba asta mai stabilă. Corect, pot să înțeleg asta. Dar tu cum ești? Simți că ești pregătită să te arunci în această nouă relație cu totul? O să aflați mai multe detalii după aia cât de nouă este sau nu este. Așa. Vă dați seama că nu are o săptămână și m-am gândit să vorbesc despre ea. Dar pregătit nu știu dacă ești tot timpul. Cred că poate ești din nou ok să ai curaj. Adică ești ok cu tine să ai din nou curaj să treci mai departe. Și să faci cumva, să înțelegi că iubirea pleacă din tine și trebuie să fii ok cu tine ca să poți să iubești pe ceilalți din jurul tău. Și cred că eu am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că merit și că pot și că pot să obțin tot ce-mi doresc eu și cumva, iubindu-mă pe mine, am încercat să deschid porțile să iubești pe altcineva. Înțeleg că vrei să mai aștepți până când ne vei dezvălui mai multe amănunte, cine este, cum și în ce fel, dar măcar așa câteva lucruri dacă ne poți spune, nu știu, cum v-ați cunoscut, spre exemplu? Păi ne-am cunoscut pentru că cumva noi ne-am cunoscut într-un mediu în care n-a era legat de muncă. Noi în momentul de față plănuim să facem un proiect împreună care de data asta, culmea, nu este legat de muzică. Și a plecat de la o colecție de haine care va fi lansată cumva în vreo 3 săptămâni de aici. Acest proiect pe care îl demarăm împreună ne-a apropiat tot mai mult și tot mai mult și am ajuns în punctul ăsta. Deci a fost cumva ce pot fi acum pe mine, dar este doar un prototip, este începutul la ce va fi. Ok. Simina, să înțeleg că a debutat ca o relație colegială, profesională, mă rog, să-i spunem așa. Ați fost mai întâi prieteni și după aia v-ați dat seama că poate fi ceva mai mult. Noi ne cunoaștem, familiile noastre se cunosc de când eram mici. A fost o variantă, o relație mai mult familială, adică prieteni de familie care s-au reunit, vechi, ai părinților mei. Și cumva din chestia asta am ajuns aici. Ah, frumos! Da, sună foarte interesant, abia aștept să aflu mai multe amănunte. Urmează ziua îndrăgostiților, bănuiesc că, mă rog, fiind prima zi pe care o sărbătoriți în calitate de îndrăgostiți, veți face ceva, nu? V-ați făcut planuri? Nu avem planuri de genul ăsta, noi avem planuri, adică nu vreau să spunem, avem planuri, Pove, ești incredibil, nu știu. Încă. Bănuiesc că, nu știu, eu sunt încă tradițională, cred foarte mult că când e vorba despre genul ăsta de gesturi, cumva ține de băiat să organizeze, așa că eu habar n-am dacă se va întâmpla sau nu se va întâmpla, e treaba lui. Ah, ok. Din ciclu cine are urechi de auzit să audă, cumva tu aștepți exact ceva cu această ocazie. Să aștept exact să te las surprinsă cu această, cu această ocazie. Exact. Bun. Când, dacă putem așa să stabilim, nu știu, o dată viitoare la care să ne întâlnim aici pe canapea în formula completă, eu să fiu cu Lora și tu cu... Cum am spus și colegilor tale, care îmi sunt foarte dragi și știi că eu întotdeauna sunt, vin cu mare drag la voi, cumva mai multe emoții pe Skype decât dacă sunt acolo, e foarte ciudat oricum,
vreau să vin la voi, doar că vreau să mă simt pregătită și vreau să fie gata și tot proiectelul. Și am zis că o să venim cumva când e gata, cam aici în scurt timp, sper că nu mai mult de o lună de zile. Și totul va fi ok atunci, cred, sper că voi fi ok să fac pasul ăsta. Sper, nu promit nimic public. Ok, perfect. Te așteptăm atunci cu mare drag. Ai grijă de tine, bucură-te de ceea ce ți se întâmplă și trăiește cât mai frumos această perioadă a vieții. Mulțumesc. Tale. Și vouă vă doresc din suflet același lucru, să aveți luna iubirii plină de iubire și să nu uitați că iubirea voastră pleacă din interior și de acolo ajunge la cei din jurul vostru și atât. Mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult! Cum spuneau clasicii, love is in the air! Mulțumesc! Îmi cer scuze pentru ochii umflați, doar că am avut o noapte lungă. E normal, așa e la început. Mulțumim tare mult! Ai grijă de tine! Mulțumesc din suflet! La revedere!